Cel mai cunoscut bazin de înot din capitala județului intră din nou în reparații capitale. Lucrările la bazinul Olimpia din Parcul Submarini vor începe în a doua jumătate a anului 2022. În prezent au fost depuse actele pentru obținerea avizului de securitate la incendiu. Investiția se ridică la aproximativ 40 de milioane de lei, iar lucrările ar putea dura maxim 2 ani. Primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu, a anunțat vineri că a prins în bugetul pe anul 2022 bani pentru studiile tehnice și consultanță pentru realizarea unui parc fotovoltaic de mari dimensiuni în localitate. Mai exact, primăria vrea să cesioneze un teren de aproximativ 160 de hectare la Veștem pentru o societate care să construiască un parc fotovoltaic. Edilul spune că a luat legătura cu mai multe firme de consultanță și există posibilitatea deschiderii unui dosar de finanțare cu banii europeni. Valoarea facturii de gaze naturale pe luna ianuarie primită de Muzeul Național Bruckenthal din Sibiu se ridică la peste 60.000 de euro. Muzeul sibian devine astfel, cel puțin pentru moment, deținătorul nedoritului record al celei mai mari facturi de gaze. După ce conducerea muzeului Peleș anunțase recent că factura primită în cazul său este de 32.000 de euro. Directorul Sabin Luca susține că în acest ritm al valorilor ridicate al facturilor la utilități, bugetul instituției pe care o conduce se va epuiza înainte de scurgerea primelor 6 luni ale anului.